Iubiții Domnului, aș vrea să deschidem Scriptura în momentele care ne stau în față. În prima parte vom citi din Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 27 și apoi în Cartea 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 15. Cuvântul Domnului la Matei, capitolul 5, versetul 27, spune astfel: Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 15, cuvântul Domnului spune astfel: Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum! Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați. În măsura în care mai puteți. După un astfel de cuvânt, care e adevărat, foarte rar predicat, atunci când fratele păstor m-a sunat, a spus că Biserica Betania a început la seriile de tineret cu cele 10 porunci, de data aceasta se va predica despre porunca a șaptea, să nu prea curvești. Și m-am gândit, de ce eu? Dar cred, ca slujitor al lui Dumnezeu, pentru că lucrul acesta ne responsabilizează și nu ne oferă niciun beneficiu sau o altă titulatură, și dacă caută să fie cineva învățător, să fie conștient că va fi judecat cu o judecată mai aspră, stăm înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, și în seara asta stau înaintea lui Dumnezeu, dar stau și înaintea poporului lui Dumnezeu, pe care mă rog ca Duhul Sfânt să îl conștientizeze și pe mine împreună cu poporul lui Dumnezeu de la Betania, de lucrurile care s-ar prea putea să se fi cuibărit în viața sau cel puțin în mintea unora, să primim putere de la Dumnezeu, să ne păzim astfel de păcatul acesta. Amin. Nu mă aștept în seara asta să fie foarte mult amin și aleluia, dar cred din toată inima că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și puterea cuvântului va aduce transformări în viețile noastre. Pentru că, dragii mei, chiar dacă sunt cuvinte care nu ne plac, dar aduc în noi schimbare, nu spunem decât slăviți să fie Domnul. La ce folos să fim gândilați la nivelul urechilor noastre și a simțurilor noastre, să plecăm acasă încântați de un cuvânt care poate nu ne-a adus niciun fel de atingere în ceea ce înseamnă schimbarea. În seara asta vrem să ne schimbăm. Chiar dacă e o seară de tineret, să știți că păcatul acesta îi cuprinde pe toți. Duhul curviei o făcura vagii în vechime, fa pentru care
avea să fie lăsată această poruncă dată de Dumnezeu prin Moise celor din vechime. Am spune noi că poate generației noastre sau a vremurilor pe care le trăim, mult mai vulnerabili în fața internetului, cu un telefon foarte inteligent în buzunar, care poate accesa orice informație în orice loc, chiar și când privirile părinților nu sunt îndreptate asupra copiilor sau a slujitorilor asupra celor care iar în biserică, a soțului asupra soției. Nu, lucrurile acestea și păcatul acesta avea să fie în inima și celor care n-au avut internet. Pentru că, dragii mei, satana rămâne tot satană și n-are nici vârstă și știe cum să se camufleze raportat de vremuri. Dacă o știu cum să pervertească mintea celor din vechime, fapt pentru care Dumnezeu se vede nevoit să aducă porunca aceasta cu privire la curvie și la prea curvie, are grijă și în vremurile noastre diavolul să se întruchipeze în tot felul de moduri ca acest păcat să fie săvârșit la nivelul minții întâi și mai apoi în faptic și astfel să aducă degradare trupească, degradare în relația cu Dumnezeu și să știe diavolul să fie convins că te are pierdut de veșnicie și câștigat pentru iad. Mă rog însă în seara asta ca acest Duh al lui Dumnezeu să trezească inimile noastre. Biblia, dragii mei, să știți că nu-i vulgară. Sunt cuvinte pe care le-am citit cu greu, vă zic sincer. Și poate în seara asta le vom folosi cu greu, vis-a-vis de curvie, curvă, prea curvie și așa mai departe, adulter. Dar, dragii mei, aș vrea să știți că Biblia e directă. Dumnezeu este un Dumnezeu direct. Și Dumnezeu avea să tragă semnalul ăsta, să nu prea curviți. Dar ce-i prea curvia? Dar ce vrea să reprezinte ea? E relația aceea intimă, care se săvârșește între persoane, în afara cadrului conjugal. Relațiile intime sunt permise de Dumnezeu și lăsate de Dumnezeu numai sub acest spectru al cadrului conjugal, înaintea lui Dumnezeu și înaintea societății, când două persoane, bărbat și femeie, că lucrurile astea le vom specifica foarte des în seara asta, căsnicia lăsată de Dumnezeu între un bărbat și femeie și să știe diavolul și cu toate cohortele lui. Iar dacă societatea asta vrea să întoarcă valorile lui Dumnezeu, atunci când un bărbat și o femeie se unesc înaintea lui Dumnezeu și înaintea ofițerului de stare civilă, își duc acest legământ, au dreptul și chiar însărcinarea să întrețină relații intime, ca altfel să procreeze lumea aceasta, asta e legea lui Dumnezeu. Însă diavolul a știut altceva. Nu-i suficient și o cunoscut natura aceasta umană lăsată de Dumnezeu în noi și nevoile acestea fizice și-o spus așa, eu voi putea și voi încerca să pervertez lucrurile astfel încât, în afara căsniciei, cu o femeie, cu tare, cu o colegă de serviciu, cu unul la școală, să poți să faci aceleași lucruri și să fii distrus. Și Dumnezeu avea să tragă semnalul acesta de alarmă să nu prea curvești. Să nu dai voie și frâu acestui duh care, știți ce face, dragii mei? Acest duh al curviei care în primul rând răgnește. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Amnon era ce? Era chinuit. Știți după cine? După soră sa. Nelegiuire. Am crezut că numai în Biblie s-a putut întâmpla. Am avut ocazia să aflu o informație de curând, poate o lună, două, care m-a dat oricum peste cap. În vremurile noastre, verișori primari căsătoriți, după ce au trăit împreună, s-au dus să se și cunune. Spune că era chinuit pentru că Duhul acesta răgnește. Duhul acesta rănește, în al doilea rând. Pentru că odată ce te-o atins, odată ce te-o afectat, sunt persoane care vin la mărturisire, sunt persoane care parcă nu mai au pace și spun, nu mai știu, mai am iertare, Dumnezeu mai lucrează în dreptul meu, să mai întâmplă ceva. Pentru că Duhul acesta al curviei, să știți că rănește și provoacă răni adânci. Și în al treilea rând, Duhul acesta al curviei robește. Unii nu se mai pot lăsa de el.
aviz și mă rog în seara asta, Duhul lui Dumnezeu, ajută-ne să înțelegem lucrurile și dă-te eliberare în numele lui Iisus. Amin? Se vorbește despre aceste lucruri în Vechiul Testament și cuvântul evreiesc tradus cu privire la curvie a fost folosit de cele mai multe ori în textul idolatriei. Atunci când poporul lui Dumnezeu chemat să urmeze pe Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu, mai mereu, atunci când ajungeau la bine, să dedeau și se închinau la Dumnezei străini. Și Dumnezeu numea lucrul ăsta într-un fel foarte dur, astfel că curvești cu Dumnezeii ăștia străini, popor care te-a chemat, și sunt în Biblie prezentați în Vechiul Testament nenumărați împărați care ori a bătut poporul de la inima lui Dumnezeu către inima altor Dumnezei, și Biblia ne vorbește despre Ioram, unul din acești împărați care o făcut la fel și la rândul lui a fost pedepsit, pentru că, dragul meu, ascultă-mă bine, la fel ca celelalte lucruri, la fel ca celelalte păcate, și păcatul ăsta e pedepsit de Dumnezeu. De cele mai multe ori, atunci când poate e săvârșit în ascuns și fac tot posibil cei mai mult să-l facă în ascuns, să nu știe nimeni, cred că se pot ascunde și de ochii lui Dumnezeu. Nu se poate, că ochiul lui Dumnezeu vede tot. În Noul Testament, curvia vine de la grecescul pornea, care înseamnă prea curvie sau incest, și cuvântul evreiesc pentru prea curvie, știți ce înseamnă, dragii mei? Nimic altceva decât să rupi legământul conjugal. Pentru că, dragii mei, în momentele următoare, privind în Sfânta Scriptură cu versete din Biblie, ar vrea să vedem unde vrea să lovească de fapt păcatul ăsta al curviei în relațiile noastre. Și de ce noi trebuie ca să nu comitem adulterul acesta? Și mă rog, Doamne, păzește-ne pe toți. Amin. Să nu spună cineva aici că am părul alb și eu să mă feresc sau nu mai sunt bântuit de astfel de lucruri. Vrăjmașul știe să se deghizeze și în păr alb. Și va veni lupta asta la orice vârstă și nu vă spunem povești. Suntem înaintea lui Dumnezeu și stau înaintea lui Dumnezeu martor și responsabili de toate lucrurile și vreau ca Duhul Sfânt să ne vorbească. Amin. Chiar dacă nu ne place, că acest cuvânt al lui Dumnezeu e o sabie cu două tăișuri. De ce să nu comitem adulter în momentul în care vine vorba de poruncă? Oamenii automat caută să se împotrivească poruncile lui Dumnezeu, cuprinse în decalog, să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia, și parcă devine mai palpitantă mana aia să faci. Dar spune-i pruncului care l-ai în casă, nu pune mâna pe sobă, că arde. El vrea să vadă cum îi să fie ars la mână. Nu? Că asta e tentația. Și de unde vine? Dintr-o putere lăuntrică, rea, care vrea să domine lumea asta și interiorul nostru, și mă rog ca asta să se ducă în adânc, amin? Să vopsesc băncile prin parc și scrie, nu atinge vopsii proaspăt. Vrea să vadă, domne, dacă chiar e vopsii proaspăt. Înțelegeți? Oamenii la fel se împotrivesc poruncilor lui Dumnezeu, care, știți ce sunt poruncile astea lui Dumnezeu? Nu denotă decât caracterul lui Dumnezeu, care vrea să ne scoate în evidență dragostea lui Dumnezeu de a ne feri de multe lucruri. Să nu-ți faci Dumnezeu străin, să-ți iubești părinții, să-ți respecti părinții, să nu furi, să nu ucizi și așa mai departe, să nu bea cuvești. De ce? Vor veni consecințe care mai apoi te vor ruina, te vor duce unde nu o să vrei să mergi. Pentru o clipă de plăcere o să-ți pierzi familia, o să-ți pierzi veșnicia și atâtea și atâtea lucruri. Dragii mei, aș vrea să înțelegem într-un mod foarte practic lucrurile astea. De ce să nu comiți adulter? Dacă poate o veni gândul ăsta, îl mustrăm în numele lui Dumnezeu, din mințile tuturor. Și de ce, dragii mei? Pentru că fidelitatea conjugală are la bază un legământ în primul rând. Și legământul ăsta e încheiat, știți unde? În prezența lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Avizează-te, rog, Maleahi, capitolul 2 cu versetul 14. Pentru toți cei care suntem căsătoriți, să vedeți că o să fie incluși și cei care nu sunt căsătoriți. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul, spune, a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum ce faci? Acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa nevasta cu care ai încheiat ce? Un legământ.
Dragii mei, toți cei care suntem căsătoriți, noi atunci când am venit înaintea lui Dumnezeu, a fost de față și ofițerul de stare civil, a fost și personalul eclesiastic, dar mai presus de orice, pentru că Domnul a fost martor. Lucrurile par să se schimbe și vedem pe unii și se întâmplă lucrul ăsta, că de-aia îl predicăm în seara asta. Se întâmplă și s-au întâmplat multe cazuri în care au început să îi alunece privirile înspre altcineva care poate oferi mai multă atenție și știți ce au făcut? O uita că de fapt are un legământ încheiat. Și dacă poate o primi kilograme în plus sau poate o primi riduri pe față și poate o slăbit în trupul ei ca și soție, ca și soț, că să dai naștere la copii nu-i tocmai ușor, să te muncești de dimineața și până seara să grijești de treburile familiei, nu-i ușor. Poate în anumite lucruri ajuns să nu mai fi la fel de cum ai fost la început și așa mai departe. Și atunci ce facem? Găsim alternativă? Nu! Pentru că noi am cheiat un legământ și păstrăm fidelitatea aceasta conjugală, care la bază legământul în care Dumnezeu a fost martor și în care ai spus așa, o să o iubesc cât? Cât o să iubești? Până o să stai cineva calea, le spune Apostolul Pavel, voi mergeați bine, ce v-o tăia calea, ce s-a întâmplat cu voi? Păi a apărut deodată zâna nu știu care și ce a făcut? S-o adulmeca privirea cu ochii ei sau cu ținuta poate indecentă și te-o schimba din mersul familial în care tu ai avut principii și așa mai departe. Nu uita, n-ai voie să comiți adulter și nimeni n-are voie să comiți adulter, pentru că între tine și nevastă ta e format un legământ la care Dumnezeu a fost martor. Măriți să fie numele lui Dumnezeu! Și în momentele cele mai grele ale vieții, Dumnezeu ți-a fost alături, ca ziua în care a fost martor, atunci când ai încheiat legământul. Pentru că știți ce se întâmplă? Plăcerile astea sunt atâta de efemere, trec și te vezi din nou singur și sunt unii care au încercat 2, 3, 4 căsătorii și astăzi sunt ruinați. Știți de ce? Pentru că au uitat că Dumnezeu e martor asupra oricărui lucru care se petrece. Și atunci când comiți adulterul, și atunci când comiți anumite lucruri, Dumnezeu, să știți că rămâne martor. Ochii lui nu-și doresc să privească nelegiuirea, dar ochii lui într-o zi și persoana lui te va trage la judecată vis-a-vis de ceea ce ai promis. De bună voie și nesilit de nimeni, într-un mod atât de deliberat. Dragii mei, fidelitatea conjugală în al doilea rând are la bază relația dintre Hristos și biserica. Afișează-te, rog, de data aceasta, cuvântul pe care Apostolul Pavel îl spunea Efesenilor, în capitolul 5, de la versetul 24, ca să înțelegem mai bine și dacă vreun gând sau ceva caută să cuibărească, să plece pentru totdeauna. Și ascultați ce spune Pavel. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților în toate lucrurile. Și merge mai departe. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum? Cum și-a iubit? Hristos biserica. Și ce a făcut? Iubirea asta, dragii mei, a fost transpusă în jertfă, în dăruire. Și s-a dat pe sine pentru ea. În momentul în care în sânul familiei se pierde din viziune că și se pierde fidelitatea asta conjugală și se pierde ideea asemănării între Hristos și biserică, să știți că diavolul acolo formează cele mai mari breșe. Cei mai mulți s-au obișnuit în vremurile noastre, ca în toate vremurile, să iubească dacă sunt iubiți. Toți tinerii se iubesc înainte de căsătorie. Vin tinerii atunci când trebuie să se căsătorească și spun, frate, vrem să ne căsătorim. Foarte bine, un lucru foarte bun, dar de ce? Ne potrivim. Automat vrem să-i coborâm cu picioarele pe pământ și eu le spun, dar nu vă potriviți deloc. Frate, ne potrivim, ce frumos îmi vorbește, dar ce face pentru mine, dacă te... N-o să vezi după o lună.
Nu după 20 de ani, că după aia devine și rutină, după o lună să vezi ce te iubește, să vezi cât de nepotriviți sunteți, că el a fost obișnuit într-un fel așa, așa, dar am zis, ascultați-mă bine, frumusețea lucrării lui Dumnezeu exact în asta constă, că ia doi oameni care nu se potrivesc, crescuți în medii total diferite, îi pune împreună și conviețuiesc, aleluia. Înțelegeți? Și în momentul în care îți privești soția ca darul lui Dumnezeu și îți privești soțul ca darul lui Dumnezeu și nu ți se naște în inimă vreun gând că poate ți-o da de înțeles sau te-o făcut să te îndrepți înspre lucrurile alea. De ce? Pentru că știi că soțul tău e preot în casă și știi că soțul tău mereu aseamănă relația dintre tine și el. Ca și relația dintre Hristos și biserică, ai pace în inimă, ești liniștită, nu? Îl vezi pe soțul tău că și la două noapte, dacă îl trimiți să aducă lapte cald, apă caldă, să faci lapte praf la copii, se ridică, chiar dacă mai murmură așa printre ea, și o face, că te iubește, nu? Hristos o iubi biserica până în momentul în care a fost nevoit. Dragostea l-a dus până acolo încât spune că s-a dat pe sine. În momentul în care îți iubești nevasta și nevasta ți-o rămas credincioasă și ai rămas credincios nevestii tale, ascultă-mă bine, niciun gând de adulter n-are cum să se înfiripe. Știi de ce? Că pentru tine ia-i totul și pentru ea tu ești totul. Și faci totul. Doamne, ajută-ne așa să fie. Și să ținem cont de aspectul acesta. Fidelitatea conjugală are la bază relația dintre Hristos și biserică. Și Apostolul Pavel spune în ultimul verset că taina aceasta e mare. În fiecare zi o descoperim și frații care deja au vreo 35, 40, 50 de ani de căsătorie, cred că tot mai pot să spunem taina asta mare. Și după 50 de ani, tot mare, descoperi lucruri. Și mă rog ca toate cuplurile și toate familiile formate în biserica asta să dăinuiască, amin, să nu fie afectate de lucruri. Dar trebuie să vorbim ca să atragem anumite aspecte în atenția noastră. În al treilea rând, dragii mei, de ce nu trebuie să comitem adulte și nu avem voie? Pentru că o relație ilegitimă în afara spectrului căsătoriei, să știți, dragii mei, că profanează și trupul ăsta uman. De aceea am citit 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 12. Nu l-am citit versetul 12. De la versetul 12, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Nu știți că trupurile voastre sunt mădularea lui Hristos? Versetul 15. Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele ce? Pot să fac lucrul ăsta? În momentul în care ieși de sub spectrul acesta al legământului, al căsniciei îngăduite de Dumnezeu și din relația sa conjugală și te alipești de o altă relație și întreții relații intime cu o altă persoană, ascultă-mă bine, semnal de alarmă mare, profanezi trupul ăsta uman și mădularele tale le faci mădularele unei femei stricate, parcă nu sună chiar așa de urât. Și invers, pentru că știți, n-aș vrea să fie privite lucrurile astea numai dintr-o perspectivă și mereu să zică să o ia, că numai pe noi se dă, nu, și invers. Și invers, pentru că diavolul știe să atace și partea feminină vis-a-vis de lucrurile astea. Nu poți, că tu ești templu al Duhului Sfânt, mădularele tale le dea lui Hristos, a intrat în apa botezului și a spus așa, Doamne, o să te urmez toată viața mea, eu sunt al tău, eu, ochii mei sunt ai tăi. În momentul în care ochii tăi să ai Domnului, nu te mai uiți în altă parte. Știți cu ce fel? Pentru că lucrul ăsta și Duhul ăsta macină și transmite tot felul de simțuri prin ochi. Asta e poarta în care intră și în momentul în care privești, poftești și păcătuiești, nu mai ai șansă de a te întoarce înapoi. Înțelegeți? De aceea trebuie să fim foarte atenți la ochi. Și atunci când vezi anumite lucruri, n-ai voie să-ți dai trupul, mădularele tale, unor lucruri stricate. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă bine,
Și referitor la lucrul acesta și mergând parcă poate mână în mână, intervine și pornografia. Pornografia care atât de ravagii face, nu doar asupra cuplurilor, ci a celor care nu sunt căsătoriți, asupra tinerilor, adolescenților, măcinați de păcatul ăsta, care mai apoi atâta informație adaugă în ei, ajung să comită altfel de păcate, cum e masturbarea. Așa de greu de vorbit în seara asta. Dar, dragii mei, ascultați-mă, sunt lucruri care diavolul a vrut și le-a înfiripat în biserică, printre oameni. De aceea aviz și tinerilor care practică lucrurile astea să pune stop. Voi sunteți al lui Hristos. Și trupul ăsta e al lui Hristos, nu poți să faci din el ce vrei. De aceea trebuie să fim foarte atenți, înțelegeți? Pentru că relația ilegitimă deteriorează și relațiile cu alți oameni, cu cei din jur. În momentul în care căsătorit, poate ai o relație cu altcineva, în momentul ăla vis-a-vis de soțul cu care tu te-ai încurcat cu soția respectivă, îl rănești și pe el, rănești o mamă care poate și-a pierdut o fică, că nu știu ce ți-a trecut prin cap, și alte lucruri, păcate care se întâmplă. Doamne, ai milă de noi, pentru că găsim exemple în Biblie. O să zicem acum și mă rog din toată inima la Betania așa ceva să nu existe, amin. Și nici la Reșița, amin. Și niciunde, amin. Și să n-aibă vrăjmașul nicio putere. În Biblie spune cuvântul lui Dumnezeu că Lot și fetele lui ce-au făcut? După ce au avut biruința lui Dumnezeu, după ce au fost scoși de Dumnezeu din Sodoma, să nu pice foc și pe ei. Și ascultă-mă bine, de câte ori Dumnezeul acesta mare și puternic te-a oferit să nu pice foc pe tine când ai păcătuit. Că știți cum se întâmplă și cu păcatul ăsta și la nivelul filtrului. Când începi prin mesaje, începi să glumești, începi să te apropii așa mai mult decât trebuie, te întâlnești, pare să-ți răspunde mai frumos decât îți răspunde soția ta. Și nu știi de fapt că în mintea ei ce gânduri satanice are cu privire. Începi să poate să cazi ușor, Doamne, păzește-ne de lucrurile astea. Spune că Lot și fetele lui ce fac? Comit incest. Ajung să se împreuneze cu tatăl lor și așa mai departe. Și nu pică focul lui Dumnezeu. Doamne, păzește-ne pe noi toți în seara asta, amin? Dragii mei, atunci când ochii noștri ajung să fie pângăriți, să știți că murdările acestea, într-un mod automat, modifică și comportamentul, și caracterul. În momentul în care nu mai ești credincios soțului, soției și în viața ta există duplicitate, mai devreme sau mai târziu ajungi să fii dat de gol. Te știe soția ta cine ești, știe și cum ai vorbit cu ea și câte aprecieri ai adus și o să vadă încet, încet comportamentul. Și lucrurile astea să se întâmple și în biserică, da, și lucrurile astea să se întâmple și în biserică, Doamne, ai milă. Pentru că, dragii mei, survine căderea. Odată acceptată și cochetarea cu prea curvia și cu lucrurile atât de interzise și spurcate și înaintea lui Dumnezeu, să știți că vine căderea. Și primul lucru pe care vreau să îl menționez aici e atunci când începi să te obișnuiești cu lucrurile astea, cu păcatul. Dar vreau să te întreb în seara asta, cu ce vrei și care sunt lucrurile cu care de fapt îți închei și îți începi în fiecare zi ziua? Să poate oare să, în lumea asta atât de dezgolită, vedeți ce oferă lumea asta? Numai goliciune. Te duci să cumperi combină frigorifică. Ispita dezbrăcată acolo. Face reclamă la combină frigorifică. Drujba în mână. Mergi pe stradă, umblu prin țara asta, panouri mari. Drujbă de tăia lemne. Prezentată de... Înțelegeți dumneavoastră că diavolul asta vrea să facă? Ca să aducă pângărire. Ca să te poți vedea astăzi și mâine și poi mâine, poate involuntar, și să te obișnuiești, și dacă nu mustri duhul ăla și nu te împotrivești lui, la un moment dat o să-și facă cuib, o să zici, mă, că parcă nu arată rău, sau parcă n-ar fi chiar așa de păcat și înaintea lui Dumnezeu să poți să îngădui și anumite lucruri. Spune cuvântul lui Dumnezeu și Iov spune în capitolul 31, primul verset, ce?
că a făcut un legământ cu ochii lui. Și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare, spune. Am făcut legământ. Nu putem să umblăm legați la ochi prin lumea asta. Nu putem. Dar în momentul în care noi stăm așa și ne trece imaginea prinaintea ochilor, nu vezi, poate cauți pe calculator, lucrăm foarte mult pe calculator, pe până la o pagină îți apar numai minuni. E diavolul băgat, el asta vrea. De ce credeți că la ora actuală vrea să introducă educație sexuală de la clasa a patra? De ce? Că nu-i mai mulțumit diavolul să pângărească inima cuplurilor și oamenilor, deja poate zicem noi maturi, nu vrea de acolo, de la grădiniță, de acolo, de la ciclu primar, să învețe că de fapt să pot face alte lucruri și alte lucruri și să te arăți că ești bărbat dacă faci așa ceva și așa ceva și așa mai departe, ca mai apoi să crească mari și să își dorească curvia în toate formele ei. Înțelegeți dumneavoastră? Dar mă rog pentru țara noastră să ne păzească încă Dumnezeu. În alte țări lucrurile astea, să știți că sunt legiferate, vrăjmașul nu se mulțumește de acum ca lucrurile astea să se fi făcut undeva prin dos, nu să fie lege și să înceapă să-și facă marjuri tot felul de organizație cum e și asta LGBT și așa mai departe, să-și câștige drepturi și să arate toate minunile în fața unor copii inocenți și a unor oameni care vor încă să se mai păstreze curați. Asta vrea să facă vrăjmașul, însă porunca vine foarte clar, să nu prea curvești, fii atent, rămâi pe poziție. Pentru că, dragii mei, după ce te obișnuiești cu păcatul și, așa cum spunea Matei, că Domnul Iisus în predica asta de pe munte le-a spus foarte clar, ați auzit ce s-o zice lor din vechime? Și evreii erau obișnuiți doar la faptă practică, la faptă, și atunci ei nu erau afectați la nivelul gândului, sau cel puțin nu-l considerau ca gândul poate fi o problemă. Dacă te uiți la o femeie și ce faci? O poftești în inima ta. Ai și prea curvi cu ea. Bărbații sunt cei mai vulnerabili. La femei lucrurile se manifestă altfel. Ajung să devină vulnerabile atunci când atingerile își au locul. Poate mai mult decât trebuie și mai ales de la cine nu trebuie să vină. Dar la bărbați foarte, foarte mult merge pe privire. Mă rog, Doamne, sfințește ochii noștri. Amin. Nu se poate să spună cineva, n-am fost niciodată lovit aici. Ne luptăm în fiecare zi. Că vii la biserică, poate și lucrurile se împart acum, poate mai dureros. Vii la biserică și vezi că poate sora sau cutare caută să adopte de data asta o ținută nepotrivită. Că de multe ori noi nu suntem veghiatori asupra felul în care ne îmbrăcăm, o să vedeți vorbire și așa mai departe. Și știți ce se întâmplă? Eu stau și mă întreb pentru sora aia care vine cu fusta scurtă și s-au fost situații în care o trebuie să ne confruntăm cu cineva, să-i spune, mă, mută-te mai după banca aia că stă paravanul ăla mai înalt, sau la biserică să facem paravan, să nu se vadă. De ce oare vine când poate, nu că poate, când trupul ăla trebuie păstrat pentru soțul tău? Cui vrei să-i arăți? Ce vrei să-i arăți? Ce vrei să tragi de fustă în jos? Că nu-i de cauciuc, tot pânză-i și-i scurtă pânza. Că știi cum ai croit-o sau cum ai cumpărat-o. Eu știu că e o problemă și cu lucrurile astea, că de fiecare dată când soția mea trebuie să-și ia câte o rochie, un blând, tăte magazine, nu găsești, știu că nu găsești, dar mergem de la magazinul cu rochii, mergem la magazinul cu mătasul și-și ia materiale. După aia mergem la o croitoria să bagă material pe ele încă o rochie face din ea. Știți de ce? Ca să nu fim o ispită pentru alții, că templul ăsta e al Duhului Sfânt. Și să uită Dumnezeu din cer și ziua în care vei avea cancer, înaintea cărui Dumnezeu vei striga, acela cu care ai ajuns să-ți pleci privirile spre curvie și prea curvie, te va ajuta? Sau vei căuta Dumnezeul cel adevărat care să stăpânește peste cancer? Nu? Nu vă înșelați, Sfântul Apostol Pavel spunea galatenilor, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Mereu o să semeni o ținută indecentă și așa mai departe și priviri prea lungi așa și după aia și vorbirea poate fi una nepotrivită cu cuvinte tot felul de amăgiri în ele și așa mai departe și o să te trezești în păcatul ăla fără să-ți mai dai seama și o zici, Doamne, dar acum unde am ajuns și ce s-a întâmplat? N-ai fost veghiator. Vegheați! Vegheați! De ce?
că potrivnicul, el e mereu pe urmele noastre. Dragii mei, se aprinde pofta, așa cum am spus, îmbrăcăminte, vorbire nepotrivită, atingeri interzise, care n-au voie să aibă loc. Proverbe, afișează-te rog, capitolul 5 cu versetul 20. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Aici e Biblie, dragii mei. E cuvântul lui Dumnezeu care trage semnal de alarmă ziara asta la Betania. Ai grijă mare că ți-a prins pofta și automat o să fii în păcat, în prea curvie. Și un păcat și o verigă o aduce pe a doua și formează un haș și nu o să mai poți să scapi. Prezența în locuri nepotrivite, confesiuni, să începi să te vorbești. Asta e un lucru, dragii mei, și l-am întâlnit în multe situații. Dar nu vorbești cu soțul tău probleme care le ai, nu vorbești cu soția ta. Ți se pare că de la servici sau de la școală sau din societate pare să te înțeleagă mai bine. Nu-i o cursă din partea vrășmașului. Știu că nu te mai înțelege, s-ar putea să reluați anumite lucruri. Că știți cum, în momentul în care se formează o breșă și ai deschis o ușă, diavolul știe să atace numai acolo. Îți dai seama de ce am ajuns aici? Rugăciunea în casă, pe ce loc ocupă în familie? Disciplinele astea spirituale, să știți, ca familie, soț și soție, împreună cu copiii pe care ne-a dat Domnul, noi suntem chemați să stăm în rugăciune. Amin. Stând în rugăciune acolo, să simți apăsarea dacă ai păcătuit, dacă ai greșit, dacă poate ți-ai înșelat partenerul de viață sau cel puțin la nivelul minții ți s-au născocit anumite gânduri, să poți să spui așa, uite, vreau să fiu eliberat în seara asta, am greșit, uite, m-am uitat unde nu trebuie, am accesat ce nu trebuie, în mintea mea s-au infilipat lucruri și așa mai departe, în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, crede-mă, Dumnezeu aduce și iertarea și te iartă și soțul tău. Ca să nu ajungi acolo la faptă, în momentul în care trebuie să pui mâna pe Biblie și citești din Biblie și te hrănești cu Dumnezeu, în momentul în care stai în post, vezi că te macină un duh, te macină lucrul ăsta, pentru că vrăjmașul o să vadă unde ești mai slab, acolo o să te toce tot mereu. Dar ia înaintea lui Dumnezeu zile de post și de jertfă, înaintea lui Dumnezeu necurmaș, atunci vrăjmașul nu o să mai aibă putere. Nu o să mai aibă putere, mă înțelegeți? Ești mereu în post, ești mereu vlăguit, nu o să mai trebuie ție să te butonezi. Pe unde nu trebuie, dă afară, scoate, nu știu, nu o să mă pun acum, pentru copii cel puțin trebuie foarte mare atenție vis-a-vis, dar uitați ce-ți fac părinții în vremurile noastre, telefoane de ale mai scumpe, să stea cu ele în cameră, când sub plapumă închis în cameră, poate să fac el minuni și mama să nu știe. Minuni pe care le aude la școală, pe care le oferă satana pe internet, că pe lângă referat la limba română are grijă diavolul să-ți bage tot felul de reclame care mai apoi să te direcționeze în alte și în alte. Trebuie să fim foarte atenți cu privire la lucrul ăsta. Și eu îmi spun lucrul ăsta în primul rând mie, amin. Am și eu doi băieți și mă rog pentru ei. Încep să crească, văd că parcă le trebuie mai mult telefonul în mână. Să uite pe minunile alea, tot felul de cântecele pe YouTube, dar nu le trebuie altceva. Atunci mai tai să vedeți ce să răzi așa, de ce nu-mi dai? Are 5 ani. De la rădăcină trebuie. A avut grijă cu ei, că acum se și filmează și uitați ce se întâmplă cu lumea asta. Lumea asta plină de păcat. N-ai voie să zici nimica. Vrei să te uiți la nebunii? Uite de la nebunii, zice Uniunea Europeană. Are copilul dreptul să facă orice. Doamne, păzește-ne copiii noștri și familiile noastre. Amin? Și ca părinți responsabili. Și atunci când deja ești limitat ca și măsuri să le iei. Îmi aduc aminte de părintele meu, de tata. Trăiește! Dar nu puțin erau diminețile, că stăteam la bloc, am fost mulți în casă, acum suntem mai mulți, dar avem și casă mai mare. Ne-a dat Dumnezeu. N-avea o cămăruță, n-avea un loc unde să se pună, să strige înaintea lui Dumnezeu. Dar mi-amintesc că în bucătărie pe gresie lângă aragaz, stătea și striga înaintea lui Dumnezeu cu lacrimi necurmat. Că pleacă copiii la școală, că se duc afară, să fie păziți de mâna lui Dumnezeu. Amin? Astăzi părinții sunt mai ușor să ia telefonul, să-l dea în mână, să tacă din gură și ia să ia telecomanda să butoneze Corenși sau alt telefon, Facebook-ul, că stă pruncul liniștit și nu știe că așa se distruge copilul.
Și așa se distruge familia. Nu mai au soții timp să vorbească. Lipsa comunicării dă naștere la lucrul ăsta, dragii mei, și împinge pe soț să vorbească cu alții. Nu mai timp, vin de la serviciu obosiți, de acum nu mai vorbesc. Nu, stai acolo și vorbește. Păi vorbește mult. Dumnezeu așa a creat femeia să vorbească mult. Dar Dumnezeu ți-o dat-o ție. E bine că vorbește mai mult decât tine. Amin? Mai pune întrebări. Și pe mine câteodată așa, mai pune niște întrebări pe care eu deja am răspuns. Îmi dau seama, așa a fost creată, trebuie să te comporți cu ea bine și frumos. Am văzut și inversul, stați liniștit, am văzut bărbați. Înțelegi? Uite așa spune Pete cu Domnul la sa, ca să știe ce îți lipsește. Lipsește vorbă, îți dă Domnul. Doamne, mulțumim pentru ce ne-ai dat. Gândește-te dacă ți-ar fi luat-o Dumnezeu, ți-era mai bine? Perioada asta, poate ați văzut și dumneavoastră, a avut loc atâtea înmormântări. Sora aceea din Bucovina, undeva pe aici, prin zone, iarăși au rămas copii orfani. E greu să-ți crești copii. Mulțumește lui Dumnezeu pentru ce ți-o dat. Că știe că ai meritat. Și mulțumim lui Dumnezeu în seara asta, amin? Și vrem în seara asta să mai facem un lucru. Corobora cu ceea ce am încercat prin lumina cuvântului lui Dumnezeu să aduc înaintea noastră, să învățăm cum să ne păzim de păcatul ăsta, care e atât de viclean. Pentru că vine cuvântul lui Dumnezeu și spune așa, versetul 20 din 1 Corinteni, capitolul 6, căci ați fost cumpărați cu un preț. Știți care e prețul? Știți care e prețul? Sângele Domnului nostru, Iisus Hristos. Picătură cu picătură, de la stâlpul infamiei pe Via Dolorosa și mai apoi țintuit pe un lemn, Fiul lui Dumnezeu vărsa sânge ca preț de răscumpărare. Țineți cont, dragii mei, și vis-a-vis de păcatul ăsta și vis-a-vis de toate celelalte, ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți, dar pe Dumnezeu unde? Vis-a-vis de ceea ce am vorbit în seara asta, în trupul nostru, atenție mare, și în Duhul nostru. Care sunt? Sunt ale lui Dumnezeu. Când vom ajunge la concluzia asta, dragii mei, fiecare dintre noi, vă spun, bazat pe Biblie, vom fi păziți de lucrurile astea neîngăduite. Și orice influență o să vină, uitați-vă, Uniunea Europeană și așa de... Nu sunt potrivă, dar nu accept lucrurile care vor să ni le servească așa pe tavă. Valori fundamentale, au zis, să susțină căsătorie între persoane de același sex. Astea sunt valori fundamentale ale Uniunii Europene. Nu ne trebuie așa ceva. Atunci când noi vom ști că și trupul și Duhul nostru sunt ale lui Dumnezeu, noi vom rămâne curați cât de pângărit ar fi lumea asta. Cât de pângărite or fi cuplurile astea și de date la prea curvie, copiii lui Dumnezeu vor rămâne cu aceeași nevastă și cu același soț. Amin. Și împreună vor forma o familie ca să poată să zică în ziua răpirii, ca și Isaia, eu și copiii pe care mi-o dat Domnul. Să poată să spună ca și Iosua, când i-au văzut că slăbănogeau de picioare, că făceau atâtea lucruri, că numai către Dumnezei străini aveau inima îndreptată, au spus așa, bine am înțeles poziția voastră, că despre mine... Dragii mei care sunteți în seara asta la Betania, vom ajunge ziua în care și de la biserică lucrurile se vor răstrânge și se vor face și mai apropiate și o să fie nevoie să spunem așa, cât despre noi și casele noastre ce slujim Domnului, că nu vrea fratele, că nu vrea sora, că am auzit X și Y, că s-or întâmpla și or făcut păcate și așa mai departe și or trăit în păcat și or fost în biserică, nu ne mai interesează, noi slujim Domnului. Amin? Atunci când eram aici pe bancă și m-am gândit la o cântare, Duhul lui Dumnezeu mi-a pus în minte cântarea asta, aș vrea să o cântăm. Sunteți o biserică care cunoașteți cântările vechi. Și refrenul cântării spune, am zidit un altar, fiindcă Domnul mi-a dat mântuirea. Și acestui altar i-am pus nume? Eu. Pe cum, frate, de ce nu pui nume? Că mereu ne uităm, mereu suntem ispitiți. Dar uite cu tare face, dar cu tare face, dar uite, dar uite-te la tine. Acestui altar în seara asta i-am pus nume eu, ce? Dumnezeu. Jehova Nisi este iacul meu, aleluia.
Vrei să spui în seara asta, familie care ești la Betania, Dumnezeu este iacul meu? Și dacă or veni gânduri de preacurvie și dacă or veni tot felul, poate la nivelul privirii îți deja pângărite, să spui așa, am fost căzut în păcat și în fără de lege, am fost căzut în neagra groapă de păcat, am fost căzut și întinat în toate, dar Dumnezeu m-a salvat! În seara asta de aici de pe buză, poate ești pe prăpasi, mâna lui Dumnezeu te ridică. Dacă ei hotărâre, întreabă, mai există salvare? Sunt unii care au păcătuit. Sunt unii care au preacurvit. Mai există salvare? Cred într-un Dumnezeu care atunci când vine un om și își plânge păcatul și se mărturisește de el și nu-l mai face, aduce iertare. Cât e în viață? Cât e în viață? Cred. În ziara asta te iartă Dumnezeu dacă ai ajuns acolo. N-ai fost în fapt, n-ai fost pe telefon și ai filtrat cu poate X sau Y și nu ți-i soție sau soț. Pocăiește-te în seara asta și spune în seara asta, Dumnezeu este iacul meu. Ai ieșit din oraș și nu te-ai uitat numai la soția ta, te-ai uitat și la alte neveste, de-a lua alții și la alte fete și bărbați și băieți. E vremea ștrandurilor și a nebunilor. Te-ai uitat și te-ai întinat. Vin în ziara asta la Betania și spune, Dumnezeu este iagul meu. Și Dumnezeu, dacă este iagul tău, El îl va vedea înălțat deasupra capului tău. Îți va aduce biruința și propășirea datorită numelui Lui. Cântăm în seara asta. Haideți băieți în față, aici nu mă lăsa singur, că am mai început eu așa singur și-s mai răgușit. Cântăm cu biserica toată, mulțumim lui Dumnezeu. Mărturisește în seara asta prin cântare și spune, Doamne, am fost căzut și eu. Poate ești căzut, dar mărturisește nevoia de Dumnezeu. Că El salvează, El eliberează, El dă viitor și nădejde. Glorie Domnului! Am fost căzut în păcat și în fără de lege. Am fost căzut Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu.
Eu voi privi spre acestea neîncetat, pentru că doar privind la El am fost salvat. Eu voi cânta și voi vesti zicând mereu, căci Dumnezeu, căci Dumnezeu este iadul meu. Am zidit un altar în inima mea, fiindcă Domnul mi-a dat mântuirea mea, și acestui altar i-am pus numele. Ar vrea să stăm cu capetele plecate, pentru că vom veni într-o rugăciune înaintea acestui Dumnezeu. Uită-te în familia ta, uită-te la relația dintre tine și soția ta. Cum e altarul? Poate eu pierdut câteva pietre de temelie. Pare a fi șubrezit. Spune-i Domnului seara asta, Doamne, am fost pândiți de păcatul ăsta. Poate am început și am asimilat niște iubiri interzise în inima noastră. Sau poate numai priviri interzise. Te rog, iartă. Și te rog, ajută-mă în seara asta să dreg din nou altarul familiei mele. O biserică puternică, formată din familii puternice. Să știe diavolul și să știe puterea întunericului că la Betania se zidesc altarele familie. Să știe puterea întunericului că la Betania Dumnezeu rămâne steag de biruință. Și de acolo, din ruine, ridică din nou. Din dărâmături ridică din nou seara asta Fiul lui Dumnezeu. Mărturisește-și greșeala, o știe Dumnezeu. Spune-i, Doamne, aici am păcătuit, aici am păcătuit. Am greșit, eram pe cale să alunec. Îți mulțumesc că Tu în seara asta ai vorbit. Și îți mulțumesc că în seara asta Tu mi-ai dat șansă ca să pot să zidesc altarul. Doamne, uite-te și la copiii noștri seara asta. Nu mai avem parcă cuvinte în dreptul lor. O atitudine așa de respingătoare după ce i-am crescut, i-am educat, i-am făcut oameni mari. Te rog, ia-i în ochii tăi, că mâna ta nu-i prea scurtă să-i ajungă și acolo pe unde mâna noastră e scurtă. Dacă ori căzut, Doamne, în anumite păcate, în anumite imoralități, în seara asta, Fiul lui Dumnezeu, te rog, iartă-i. Dacă ochii lor varsă lacrimi și inima lor, Doamne, cere îndurare, te rog, să o primească în seara asta și să intre, Doamne, cu Tine în împărăția Ta, să intre cu noi de mână în împărăția Ta. Și, Doamne, Dumnezeule, păzește astfel familia! Ne rugăm cu toată adunarea.